Bună ziua! Vă invităm serviciu, ce ați găsit aici pe stradă? Da, mulțumesc! Da, de ce? Da. N-am furculiță. Da, dacă găsim furculiță serviciu? Nu. No. Da, de ce nu ați mânca ceea ce găsiți pe stradă? Pentru că nici nu știu de unde vine. Adică dacă mergem să mâncăm, mergem să mâncăm într-un restaurant normal ceva. Nu de pe stradă. Dar când accesați internetul, Facebook-ul, diferite știri verificați, sunteți siguri de calitatea informațiilor pe care le consumați? Da? Nu. Nu. Aș vrea să spun că da, dar de fapt, de obicei nu. Da. Acolo este o cutie cu mâncare. Ați servit mâncarea pe care o găsiți în stradă? Nu. De ce? Păi sunt sătul, deja am mâncat. Dar dacă ați fi flămând? Dacă aș fi flămând, probabil că nu. De ce? Le-aș da unui cățel sau unui pisici, eu știu. Poate să leșe oricine acolo, cum spun, o travă, ori un iad, ceva. Și cum eu pot să mă apropii, să eu mănânc și să nu mă gândesc ce e acolo. Ну, я считаю, что умереть с голода – это большая угроза. Ну как, видно, что, наверное, маньяк бы не стал клеить сердечки. Ну а так, ну, если да, без сердечек? Наверное, как бы это представляет угрозу. Конечно, мы же не знаем, что там, но все-таки я считаю, что это хороший поступок. Если сравнить информацию, которую мы находим в интернете, это очень похоже на эту ситуацию, так как да, еда, она выглядит привлекательно, и мы можем ей насытиться, но тем не менее мы не знаем, что там отрава или действительно просто вкусная еда от души, вот, кем-то приготовленная. Мы десом вот имеется интоксикации ку бибаз де алименте, штица дика те интоксикации ку штирса, ча ориджена. Дар евидент, шо нашал то презент перикол. Știrile și informațiile de pe internet care nu sunt verificate sunt un pericol mai mare decât aceeași mâncare de pe stradă. Я выбираю то, что мне интересно, а интересы у меня здоровые. Știți, aici este Ministerul Educației. Это de acolo tot trebuie să înceapă. Atâta timp cât tinerii nu o să fie educați corect, nu o să avem oameni deștepți în țară, nu o să poată să gândească, nu o să poată să analizeze informații și asta e tot. Oamenilor pe stradă să încerce să guste mâncarea pe care am adus-o aici. Cei mai mulți dintre ei, evident că au refuzat, invocând faptul că nu sunt siguri de calitatea acesteia, de aceea mai cu seamă nu ar pune-o pe masă prietenilor. Dacă vom face o comparație cu consumul de informație în spațiul online îndeosebi, vom înțelege că cei mai mulți dintre noi nu reușim să verificăm informația înainte de a o consuma. Dacă nu găsim, nu distribuim mâncarea de pe stradă la prieteni, hai să nu le distribuim nici știrile pe care le găsim pur și simplu pentru faptul că nouă ne place cum sună. Pentru că pe termen lung contribuim la propagandă, contribuim la terorism, contribuim la xenofobie, la sexism, la tot ce vreți, pe de o parte. Pe de altă parte, la un moment dat, ne deteriorăm și imaginea proprie în raport cu alți oameni. Atunci când vorbim despre dezinformare, știri false, propagandă și, într-un final, alterarea percepției realității de către public, trebuie să deosebim, în primul rând, două mari categorii între care se fac confuzii. Unul este propaganda intenționată și care, cât n-ar fi ea de periculoasă, este pe un termen limitat în funcție de obiectivele politice ale persoanei care are entității care comandă această propagandă, și cealaltă este poluarea informațională care rămâne pe parcurs. Ea nu dispare nicăieri. În fiecare zi eu îmi fac ceaiuri din plante care le string singură. Și știu că eu le-am cules, știu că sunt ecologic pure și beau de câteva ori pe zi ceaiul ăsta și vreau să vă zic că mă simt cu mult, cu mult mai bine. Dar dacă te duci la magazin și iei ceaiul acela, în primul rând că e scump, în al doilea rând nu știi din ce e făcut, ce au pus ei acolo, înseamnă că ne face rău. Așa și cu informația de la televizor. Când informația e falsă, clar că noi... Eu personal, eu mă distrug când văd că în realitate e altceva.
Ștefă, bună oară! Acum cu știrile este cu indexație pensiilor, da. Ei au indexat, ei cu 6,8. Bine. E bine, mulțumim. N-a trecut 2 săptămâni și ridic prețul la electricitate, pe urmă ridic prețul la încălzire. Dacă eu vreau să întreb, ce câștig eu? Știu ce câștig. Am să mă duc la magazin și o să fie și produsele mai majorate. La piață, la fel. La piață că te duci în fiecare zi, vii, spre exemplu, miercuri, e un preț, vii alte miercuri, de acum e neapărat, cu, poate nu chiar cu un leu, cu 80 de bănuți. Dar pentru noi, pensionarii, asta înseamnă foarte și foarte mult. Deși guvernarea anunță majorarea pensiei, prețurile sunt în continuă creștere. Dacă pensia medie era stabilită la 1 ianuarie curent în valoare de 1275 de lei, atunci minimul de existență depășește cu mult această sumă. Încă în 2016, minimul de existență era de 1813 lei. Între timp, statisticile anunță creșterea prețurilor de la o lună la alta. Spre exemplu, în luna februarie, comparativ cu ianuarie, au crescut prețurile la legume, fructe, zahăr, carne de vită și iepure, servicii medicale sau combustibili. În momentul în care, în spațiul public, se vehiculează diferite informații, vrând nevrând, în mintea omului, cu cât nivelul de competență pe segmentul ăla este mai scăzut, cu atât mai mult informația pur și simplu se lipește. Cel mai grav este că la nivel de manipulare, nu mesajul direct, nu mesajul trecut prin filtrul rațional contează. Este, dacă vreți, ca la iluzionism, oglinzi și fum. Mesajul principal din aproape orice știre de manipulare este mesajul care poate fi contestat rațional. Background-ul știrii, contextul în care este pusă știrea. Este informația care creierul uman o percepe fără să o judece dacă e falsă sau adevărată. Companiile farmaceutice din țara noastră au ieftinit medicamentele. Peste 430 de produse au fost înregistrate în ianuarie la Agenția Medicamentului la un preț mai mic decât cel anterior. Scăderea este în medie de peste 3%. În cazul unor preparate, însă, reducerea este consistentă și a ajuns chiar și până la 40%. Spun că s-au ieftinit medicamentele. Nu vă e rușine. Dacă eu de ună am fost la farmacie, scumpăr niște medicamente. Cumpăram înainte aceleși medicamente. Când mă uit, și unele cu 10 lei, altele cu 20, altele cu 40 de lei s-au scumpit. Apoi ce e asta? Dacă cum omul de la țară, cum să înțeleagă ce-i drept și ce-i minciună, când acolo spune că s-a ieftinit, se duce la farmacie, dar acolo e cu totul altceva. În octombrie 2016, premierul Pavel Filip anunța că 160 de medicamente se vor ieftini cu 40%, după ce a făcut o înțelegere cu companiile farmaceutice, iar în schimb le-a acordat facilități la înregistrare. După 4 luni, într-un raport asupra inflației, Banca Națională a Moldovei a constatat că, de fapt, ieftinirea a fost pe hârtie, iar în loc de 40%, Biroul Național de Statistică a consemnat o scădere doar cu 2% a prețului la medicamente. Câtă vorbă ești, ața mi s-a încălcit, ceea că ce-mi fac eu aici? Ei, las că am să disfac eu rândul ăsta și am să fac la loc. Ea că așa și cu informațiile este de la televizor. Ne încălcesc mințele și până la urmă trebuie să discălcim, ea că eu am de lucru, am și face de acum. Și
Dacă internetul este spațiul care nu este supus niciunei reglementări legislative, atunci radioul și televizorul sunt monitorizate sub aspectul corectitudinii de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, doar că manipularea sau propaganda drept concepte nu se regăsesc în niciun act legislativ, respectiv nu pot fi sancționate direct. Noțiunile de manipulare și propagandă nu sunt niște noțiuni definite juridic și nu doar de legisla în cadrul legislației Republicii Moldova, dar și în legislația europeană. Nu figurează. În decizie niciodată nu va funcționa sintagma sunt sancționați pentru manipulare, întrucât acest cuvânt nu are o definiție juridică. De aceea, de fiecare dată, ei vor fi sancționați sau deciziile noastre de sancțiune vizează respectarea articolului 7, adică știrile nu sunt realizate în conformitate cu standardele jurnalistice. O mare parte din timp, tinerii îl petrec în spațiul virtual. Deși aparent credem că noi suntem cei care decidem ce citim și ce vizualizăm, de fapt, alegerile noastre nu sunt decât un rezultat al fluxului informațional enorm care ne accesează zi de zi. Televizorul este bun atunci când vrei să vezi sau să faci comparații dintre informația care cât de cât e credibilă și informația care generează propagandă și manipulare și manipulare de masă și tot genul de porcărioare. Adică te duci la televizor și atunci îți dai seama că după ceea ce vezi la televizor îți dai seama că da, eu totuși pe internet am găsit un site care cât de cât încearcă să-mi dai o informație credibilă, după care eu pot să-mi fac niște idei, după care pot să aleg acolo sau acolo sau acolo. Dacă nu aș avea o opinie proprie și o verticalitate a mea, aș fi mult mai manipulabilă și mult mai ușor de modelat, să spunem așa. Iar atunci când privesc o știre, în primul, atât la televizor cât și online, încerc să văd cât de veridic este acest site, de unde ia sursele lui, dacă au o sursă anumită sau e pur și simplu una inventată, dacă în general există, pentru că sunt foarte multe care ne prezintă o știre, dar nu știm de unde o iau. Și asta e foarte important, fiindcă pot și eu să fac o știre și dumneavoastră și nu să știi sursa. Cel mai ușor se poate manipula cu noțiuni abstracte, cum ar fi democrația, egalitatea de gen sau statul de drept. Pentru că, spre deosebire de obiectele fizice, cum ar fi carte, ghiozdan sau copac, ele nu pot fi vizualizate. În momentul ăla, cel mai important este sursele de informare. Pentru că nimeni, dar absolut nimeni, nu poate să vizualizeze direct și extern cum arată democrația. Asta o învățăm fie de la televizor, fie din internet, fie prin relații directe, începând de la nivelul educativ, familie, respectiv acolo și anume asupra acestor concepte este cel mai ușor și cel mai rentabil din punct de vedere propagandistic de accentuat mesajul. Marele avantaj a unei cărți este că atunci când o citești, înțelegi un subiect în profunzimea sa, profunzimea lucrurilor. Pe când atunci când privești o știre, uneori fiind o informație incompletă, poți să ai niște o părere, să-ți formezi o părere care la fel nu este una completă. Cărțile îți oferă un punct de referință ca tu în același timp să vezi, să găsești site-urile bune de informații. Pentru că observi, hai să zicem cel mai stupid exemplu, observi modalitatea de scriere în cărți
Și îți dai seama că un jurnalist bun nu o să scrie porcării sau o să spun tot genul de fraze care le găsești la, mă rog, nu mai dăm nume sau. Dar mai mult în cercul parlamentarilor. Și îți dai seama că nu poți accepta, adică tu ca un cititor demn de, cu demnitate, dar nu o să accepți niște știri scrise într-o manieră de care ți se facă greață. Perhaps they view our form of writing as a wasted opportunity, passing up a second communications channel. Like their ship or their bodies, their written language has no forward or backward direction. Linguists call this nonlinear orthography, which raises the question, is this how they think? Imagine you wanted to write a sentence using two hands starting from either side. You would have to know each word you wanted to use, as well as how much space that it would occupy. A heptapod can write a complex sentence in 2 seconds, effortlessly. It's taken us a month to make the simplest reply. Metafora cea mai interesantă din filmul Arrival se referă în principiu la faptul că rasa aceasta extraterestră oferă omenirii un nou limbaj bazat pe concepte mult superioare. Concepte care sunt nici măcar nu sunt definite în timp, ceea ce permite rasei umane să evolueze foarte rapid, să înțeleagă lucrurile cu o altă profunzime, inclusiv spațiul și timpul să înțeleagă complet diferit. Sigur, aceasta este o metaforă. Dacă noi putem, în schimb, analiza această metaforă, dacă vreți, și în sens invers, cu cât conceptele pe care le folosim sunt mai denaturate, sunt mai simplificate, gândirea umană și felul ei de a judeca lucrurile devine mai primitiv, mai, dacă vreți, mai îndoctrinat. Ori asta este efectul principal, indiferent de subiectul doctrinei, indiferent de autorul acestei propagande. Asta este efectul propagandei, marele pericol. Alterează conceptele, făcându-le, dacă vreți, mai sărace, făcându-le doar așa cum ar vrea ideologia. Nimeni, dar absolut nimeni, nu poate să vizualizeze direct și extern cum arată democrația. Asta o învățăm, fie de la televizor, fie din internet, fie prin relații directe. Începând la nivelul educativ, familie, respectiv, acolo, și anume asupra acestor concepte, este cel mai ușor și cel mai rentabil, din punct de vedere propagandistic, de accentuat mesajul. What happens now? They arrive. Who are you? I think those are their names. Simpla urmărire a știrilor false poate fi comparată, dacă construim o metaforă, cu situația când cineva începe să arunce cu pietre într-o grădină, iar proprietarul urmărește fiecare piatră. Asta înseamnă un efort psihologic foarte mare din partea locatarului, drept victima atacului de propagandă, și este luat în calcul de agresor, care știe că dezorientează ținta atacului, o face vulnerabilă de a acționa rațional. Pornind de la această comparație, încercăm să aflăm cum funcționează propaganda pentru a o putea contracara. Ceea ce se urmărește prin propagandă este schimbarea anumitor concepte cheie în societate. Fie că vorbim despre personalitatea unor șefi de stat, a unor șefi de partide, dar în mare parte, și cel mai periculos, concepte ce țin de legătura armonioasă în societate, ele sunt țintite prin procese foarte specifice ale așa numitului război hibrid, dacă vreți. Asta înseamnă, ca instrumente folosite, știri false, dezinformări, plasări în context, până la evenimente reale, începând de la proteste până la atentate. 99,99% din ceea ce noi gândim
este informație preluată din altă parte, învățată, studiată, citită, văzută, consumată. Respectiv, este foarte important ce citim, ce vizionăm și mai ales ceea ce distribuim și prietenilor sau rudelor sau copiilor noștri, mai ales spre consum. Pentru că ceea ce consumăm reprezintă ceea ce noi mai departe gândim.